Intrăm într-o nouă carte, 1 Petru, și e o carte pe măsura vremurilor pe care le trăim. Dar careva dintre dumneavoastră vrea să-mi spună că se împuținează încercările și suferințele, vă spun că n-aveți dreptate, pe niciun plan. Dragii mei, lumea noastră toată pârâie, ca și cum ar trăi ultimele zile ale ei, în toate cotloanele vieții, pătrunde durerea și moartea. Din pricina străinării de Dumnezeu cu care am umplut planeta noastră, cartea aceasta este înșurubată pe această realitate a vieții, pe realitatea încercărilor și a suferințelor, cu o singură întrebare în minte: cât de bine îl cunoști pe El ca să fii gata să suferi pentru El? Suntem în 1 Petru și aș vrea să vorbim despre ocazia și scopul scrierii, dar nu înainte de a face o incursiune printr-o altă carte, un pic mai ciudată, cartea Eclesiastul, și el își termină cam așa scrierea, în capitolul 12, adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, și continuă în versetul 6, până nu se rupe funia de argint, până când nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge găleata de la izvor și până nu se strică roata de la fântână. Ce mod pitoresc de a vorbi despre plecarea din această realitate a lumii. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până când nu-i prea târziu, până nu se întoarce țărâna în pământ de unde a fost sau cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Interesantă imagine asupra vieții. Ne-am rugat pentru Adriana și pentru Dacian și Adriana ne-a rugat special dimineața să ne rugăm pentru pruncul din pântecele ei. Și foarte multe femei își pun întrebarea: când primește fătul Duh? Cu alte cuvinte, când avortul nu este o mucidere? Solomon îți răstoarnă complet tiparul și vine și spune lucrurile stau exact invers. Niciodată trupul nu primește Duh, ci Duhul primește trup. Până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Și este normal să ne întrebăm: Doamne, de ce ai trimis Duhul în bucla asta fără șira de șertăciune? I-ai dat un trup și la un moment dat se rupe funia de argint și trupul, această interfață cu lumea materială, se întoarce în pământ de unde a fost luată și Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Nu toți trăim 80 de ani sau 93 de ani, ca mama mea, unii mor la 11 ani sau la 11 luni. Întrebarea pe care trebuie să o pui nu este cât trăiești, ci întrebarea este cum trăiești, ce aduni în timp ce trăiești din bucla asta fără șira deșertăciunii. Cum se trăiește aici viața, în trupul acesta, într-un mod vrednic de ceea ce Dumnezeu ne-a dat? Pentru că este un mare har pe care ne l-a făcut Dumnezeu să existăm. Ca să răspund la întrebare, aș lua două aspecte din creația și planul lui Dumnezeu. În primul rând este actul însuși al creației, după care m-aș opri în dreptul legii. Când Dumnezeu dă porunci, mai ales după ce a trecut o vreme prin istorie și păcatul a început să desfacă istoria, legea lui Dumnezeu nu e împotriva vieții, ci este pentru ea. Nu e împotriva creației, ci este în vederea întăririi creației. Atunci când Dumnezeu s-a gândit să ne creeze pe noi, oamenii, pe mine, pe tine, El a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Mă uit în oglindă, văd o față din ce în ce mai zbârcită, oase care dor din ce în ce mai mult, viață care se scurge din ce în ce mai repede. Ce-o fi chipul lui Dumnezeu care Dumnezeu l-a pus în noi? Dragii mei, păcatul a desfăcut chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat legea Lui să restaureze într-un fel, să ne aducă în conștiință elementele esențiale ale chipului său. Un învățător al legii l-a întrebat pe Domnul Iisus: care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a zis, ascultați-o cu atenție, în asta este adunată esența vieții, esența trăirii cu folos: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci este cuprinsă toată legea și prorocii. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Prima și cea mai mare nevoie a noastră este nevoia de Dumnezeu și vom vedea imediat de ce.
Nevoia de Dumnezeu, când ești înstrăinat de El, rupt de El, când nu-L cunoști, când ne-ai întors spatele, când fugi de El, fugi de viață. Este ca și cum un copil și-ar rupe în pântecele mamei cordonul ombilical. N-am nevoie de nimic, mă descurc și singur. Noi asta facem după ce am ieșit din pântecele mamei și trăim în această buclă fără șir a deșertăciunii. Dar dincolo de nevoia de Dumnezeu, care este prima și cea mai mare poruncă, este practic relația cu noi înșine. Acolo cu noi înșine avem cele mai mari lupte și frământări. Și Dumnezeu, pentru că ne-a creat după chipul unei pluralități intrinsece, să facem om după chipul nostru, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Dumnezeu practic a săpat în noi o profundă nevoie de comuniune. De aceea suntem adunați la oaltă, de aceea ne căsătorim, de aceea, dragii mei, izolarea, însingurarea înseamnă îmbolnăvirea și moartea sufletului. Observați chipul lui Dumnezeu, dacă îl placez pe aceste trei coordonate, mă obligă să stau ancorat deodată în toate. Dar din Dumnezeu derivă toate celelalte, valoarea de sine, calitatea relațiilor mele cu cei din jur, toate pleacă din relația mea cu Dumnezeu. Dacă vrei să vii la viață, trebuie să începi cu relația ta cu Dumnezeu. Și dacă vrei să mori, trebuie să începi rupând relația ta cu Dumnezeu. De ce? Când Dumnezeu ne-a creat, a pus în noi diverse straturi. De pildă, stratul nostru cel mai adânc și poate vulcanul, magma aceea din care pleacă întreaga noastră existență sunt sentimentele sau dorințele, este motorul vieții noastre. Dar dorințele noastre, ca să se poată materializa, au nevoie de soluții și de aceea Dumnezeu ne-a dat un mic computer care este rațiunea noastră. Dorințele bat la ușa rațiunii și cer soluții din partea rațiunii. Poftești ceva, dorești ceva, te oprești în fața unei vitrine, computerul se pune în mișcare și spune cam cum poți o ai, poți să spargi vitrina să furi sau poți să spargi o bancă să obții banii, să vrei să cumperi în mod cinstit lucrul respectiv. Dar rațiunea nu poate face nimic până nu discute cu voința. Și rațiunea, practic, cere de la voință aprobarea, da sau ba. Foarte interesant. Dacă citiți capitolul 2 din Roman, vedeți pe Pavel vorbind despre neamuri care n-au o lege, dar în care Dumnezeu a scris propria lui lege și gândurile lor sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc. Lupta aceasta a voinței. Dragii mei, harul pe care îl avem, cei care îl cunoaștem pe Dumnezeu, este conștiința noastră a venit la viață. Conștiința noastră este alimentată de Duhul lui Dumnezeu. Conștiința este cordonul ombilical care mă leagă de Creatorul meu. Și Creatorul meu comunică cu mine creatura Lui. Și conștiința mea spune voinței ce-i bine și ce-i rău, dacă conștiința ta este informată. Și în felul acesta, indiferent cât ar presa poftele sau dorințele din mine, indiferent ce soluție a găsit rațiunea mea, voința mea spune nu. Nu, sau spune da la lucrurile bune. Dar ce se întâmplă când un om nu-L cunoaște pe Dumnezeu sau când un om îl scoate pe Dumnezeu din conștiința lui? Dragii mei, toată piramida se răstoarnă. Nu uitați, forța motrică a vieții nu sunt gândurile și rațiunile noastre, ci sunt poftele noastre, dorințele noastre, sentimentele noastre. Acolo e focul, de acolo fierbe cucta. Dacă mi s-a răsturnat viața, dragii mei, doamna dorință sau doamna poftă este cea care dictează. Rațiunea este o simplă slugă care dorința pune întrebarea, rațiunea de răspunsul. Iar când rațiunea vine la voință, voința este paralizată din pricina faptului că a murit conștiința, a dormit conștiința, a rupt relația cu Dumnezeu. Poate veți zice, nu e așa. Dați-mi voie să vă citesc un text din 1 Ioan, capitolul 2, versetele 15 în jos, la 17. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, uitați-vă la piramida aceea răsturnată, tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Nu se poate. Ce definiție extraordinară a unui om răsturnat, a unui om în care vulcanul a izbucnit la suprafață, controlează absolut totul, pârjolește absolut totul. Uitați-vă la unul care se droghează, uitați-vă la un bețiv, uitați-vă la un curvar, uitați-vă la unul care are o adicție cu pornografia sau cu jocurile de noroc. Mintea lui știe ce-i bine.
n-are absolut nicio putere să o facă. Există o forță uriașă care îl controlează, pofta, pofta, pofta. Dragii mei, până când nu te întorci la Dumnezeu, viața nu se poate așeza la locul ei. Și Scriptura spune, lumea cu pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Veniți cu mine la judecată în ultima carte din Biblie. Judecata lui Dumnezeu, după ce a terminat cu curva cea mare, cu profetul mincinos și cu fiara și cu balaurul, toți oamenii vor sta înaintea judecății. Dragii mei, cei care au fost controlați și au trăit mânați doar de poftele lor, vor fi măturați împreună cu toți vrășmașii lui Dumnezeu în iazul de foc. Cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Dar pentru asta, conștiința mea trebuie să fie informată de Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu mă informează prin adevărul lui Hristos, prin cuvântul lui Dumnezeu. Pentru a-ți păstra vie conștiința, nu uita, conștiința decide în ultima instanță cum trăiești. Trebuie să o alimentezi cu adevărul lui Dumnezeu. Să o alimentezi în mod sistematic, nu sporadic. Dragii mei, să o alimentezi cuvântul lui Dumnezeu. Cel puțin în biserica noastră, de o bună vreme, avem un singur lucru în centrul atenției noastre. Toate celelalte le adunăm în jurul lor. Nădăjduiesc ca lucrurile să rămână așa cel puțin cât voi trăi. Și nădăjduiesc ca cei care vin după noi să le ducă mai departe. Dragii mei, adevărul lui Dumnezeu trebuie să fie în centrul întâlnirilor noastre. Și ar trebui să fie în centrul familiilor noastre, adevărul lui Dumnezeu. Așa cum spunea cântarea pe care ați cântat-o și cel care a cântat-o, când mama mă punea în pat ca să alunge fricile din sufletul meu, săpa în mine cuvintele acestei cântări. Dragii mei, așa ar trebui să ne învățăm copiii, cântând când adorm, rugându-ne cu ei, vorbind, învățându-i versete biblice, din frage de pruncie, să punem în conștiința lor adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat scripturile, poate sunt mari și grele și complicate pentru majoritatea dintre noi. Eu numesc Scriptura spațiul sacru al revelării de sine a lui Dumnezeu, grădina în care Dumnezeu și-a lăsat urmele pașilor. El fiind nevăzut, trebuie să vin pe urmele pașilor lui ca să mă întâlnesc cu el, să-l descoper. Dar pentru că trăim într-un oraș universitar și mulți vin și pleacă dintre noi, am croit o cărare să scurtăm un pic drumul. Programul Istoria Binecuvântării adună 26 de cărți și noi suntem în anul 5 acum. Și în anul 5 avem câteva cărți pe care le-am studiat. Dar întâlnirea noastră cu Dumnezeu se află acolo în vârful piramidei. Se află într-o carte din Biblie și noi am deschis împreună cartea 1 Petru în această dimineață. Dragii mei, dacă vă aduc aminte de cărțile pe care le-am parcurs, Iosua, Ezra și suntem în 1 Petru, toate se adună în jurul unui adevăr central. Observați ce e foarte interesant, eu pot să îl scot pe Dumnezeu din mintea mea, din sufletul meu, din viața mea, pot să mă separ de El, pot să trăiesc izolat de Dumnezeu și vrășmaș cu Dumnezeu din pricina libertății pe care mi-a dat-o. Dar asta înseamnă că Dumnezeu niciodată nu va da buzna în viața mea, nu mă va obliga. El oferă și așteaptă. Oferă dovezile credincioșiei lui și așteaptă dovezile credincioșiei mele. De cele mai multe ori sunt o înclinare a capului, sunt o decizie, dacă vreți, plină de teama voinței mele, dar Dumnezeu așteaptă aceste lucruri mărunte de la mine. Cine nu răspunde cu credincioșie la credincioșia lui Dumnezeu nu se va bucura de împlinirea promisiunilor lui. În Iosua l-am văzut pe Dumnezeu oferind toată țara, de aici până aici până acolo, le-a dat toate dimensiunile și le-a spus așa, veți avea din ea, toate vă dau vouă, dar doar atât veți avea din ea cât va călca talpa piciorului vostru. Dragii mei, până în ziua de astăzi, evreii n-au ce le-a dat Dumnezeu, din pricina neascultărilor de atunci și de atunci încoace. Dacă vin în cartea Ezra, Dumnezeu a trezit Duhul lui Cir, Duhul lui Dariu, Duhul lui Artaxerxe, împărat după împărați care n-aveau nimic a face cu Iahve. Poporul s-a întors cu bucurie acasă, a așezat altarul, a pus jertfele și a lăsat totul baltă 18 ani. Și Dumnezeu a stat și a așteptat. Și după 18 ani, pentru că el avea în vedere împlinirea planurilor lui, a trimis pe Hagai și pe Zaharia să-i miște din inerția lor. Și prin mila lui Dumnezeu a terminat templu și a încheiat într-un fel misiunea, aducându-L pe Hristos pe scena istoriei.
După care Dumnezeu l-a oferit pe Hristos evreilor și ei l-au respins. Și atunci Dumnezeu s-a întors spre noi și așa am intrat noi în harul acesta. Despre evrei vorbește această carte, lor le este adresată 1 Petru. Dar o primă întrebare, ce fel de carte este înaintea noastră? Este una din scrisorile pe care le avem în Noul Testament. Noi le spunem epistole, epistola lui Iacov, a lui Ioan, a lui Pavel. Noi suntem acum în epistola lui Petru. În epistola lui Petru, orice epistolă, orice scrisoare, în mod logic și un copil știe, se învață în școala primară cum se scrie o scrisoare, mai întâi trebuie să existe un destinatar. Spuneam dimineață că eram militar, făceam curte norei, eram aproape de nuntă și prima dată în viața mea când am scris scrisoare, așa un teanc de scrisoare. Dacă ea n-ar fi existat, n-ar fi existat destinatarul, n-ar fi existat nici scrisorile. Dar de cealaltă parte a firului eram eu, care abia așteptam să citesc 16 pagini și să scriu vreo 16 pagini. Dar, în vremea aceea, când prindeam gardă ziua, aveam timp să scriu. Și există și un autor. Ei, acesta este contextul istoric. Imaginați-vă că și eu și Nora vom pleca de pe pământul acesta și peste 20 de ani cineva descoperă teancul nostru de scrisori. Dragii mei, noi, autorul și destinatarii, nu mai existăm. Asta este contextul istoric. Contextul istoric este la 2000 de ani distanță în timp față de noi. Dar există scrisoarea. Și noi tot ce putem citi este scrisoarea și prin ea ne întoarcem înapoi să pricepem câte ceva despre autor și destinatar. Și dați-mi voie să încep cu ocazia scrierii. Ocazia pentru care am scris eu era că eram îndrăgostit. Simplu. Ocazia pentru care scrie Petru o vedem și o deducem din scrisoarea lui. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia, Bitinia. Și sar în capitolul 4, versetul 12. Preiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș, sau ca hoț, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Nu-i foarte complicat să-ți imaginezi situația, ocazia care l-a făcut pe Petru să scrie acestor biserici împrăștiate prin Asia secolului I, Asia Mică secolului I. Era o încercare de foc. În ce constă ea și care erau cauzele acestei încercări? Dragii mei, dacă sunt acești aleși sau destinatari evrei, cum cred că spune textul, cei care făceau parte din poporul ales al lui Dumnezeu, în momentul în care s-au smuls din ritualurile lor religioase, din Moise, din vechiul legământ și s-au alipit de Domnul Iisus Hristos, a pornit un război cumplit pe două planuri. În primul rând, pe planul lăuntric, pe planul inimii, frământările acelea pe care pocăința le aduce în viața fiecăruia dintre noi. Pe de altă parte, s-a pornit un război de afară, din partea familiei, din partea societății, din partea celor din jurul lor. Dați-mi voie să încep mai întâi cu lupta lăuntrică care pornește în fiecare dintre noi atunci când ne întoarcem la Domnul Iisus Hristos. Capitolul 4, versetul 3. Ajunge în adevăr că în trecut, despre ei vorbește, despre destinatarii scrisorii, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri, în slujiri idolești neîngăduite. Ați-mi voie să recitesc textul. Orice om care e cu piramida răsturnată, guvernat de poftele lui, nu poate trăi altfel decât cum trăiesc păgânii. Ajunge în adevăr că în trecut, înainte de a vă întâlni cu Hristos, de a răsturna și așeza viața voastră la locul ei, în trecut ați făcut voia neamurilor, ați trăit în desfrânări, observați
poftele, sentimentele, dorințele, magma vulcanului nostru, în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri, în slujiri idolești. Dragii mei, ei s-au despărțit de toate acestea, pentru că verbul din textul meu este la trecut. În trecut ați făcut voia neamurilor. Slăviți să fie Domnul că nu mai faceți lucrurile acestea. Ei s-au despărțit de desfrânări, de pofte, de beții, de ospețe, de slujiri idolești neîngăduite. Întrebarea pe care mi-o pun este dacă toate acestea s-au despărțit de ei. Cu alte cuvinte, este simplu pentru mine să zic, nu mai vreau să poftesc. Credeți că pofta mă lasă în pace? Nu. Despărțirea, divorțul nu este așa de ușor. Fiecare dintre noi știm lucrul acesta. Toți am crede că venim la Hristos ca să plecăm în concediu. Nu, vii la Hristos ca să începi războiul. Da. Interesant, eram avut o nuntă și Doru, care a venit cu prima cântare, a venit în fața mirilor și a zis, bine ați venit la prima voastră zi de muncă. Eu a trebuit să continui la prima voastră zi de război. Da? La prima voastră zi de război. Așa e și relația noastră cu Hristos. Pentru că toate trăirile noastre vechi, dragii mei, nu ne lasă în pace. Ar vrea să ne tragă înapoi, să ne trească înapoi în trăirea noastră după voia neamurilor. Nu pe străzi, în vuietul mulțimilor stârnite, ci adânc în noi e lupta ce ne aduce înfrângeri sau victorii negrăite, spunea cineva. Dragii mei, asta este adevărul. Uitați-vă ce le scrie acestor oameni. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altă dată când erați în neștiință. Dacă înțeleg limba română și textul acesta, dragii mei, când eu m-am despărțit de poftă, ca un paianjen și-a lăsat într-un fel firul acela subțire care nu-l văd, după care îmi dau seama că e de oțel și ce, eu fug de ea, ea nu fuge de mine și începe să mă tragă după ea și trebuie să mă opintesc cu amândouă călcâiele, să nu mă las târât de poftele pe care le aveam altă dată când eram în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Capitolul 2, versetul 11, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești, de poftele cărnii care se războiesc cu sufletul. Dacă asta nu e o încercare de foc, întrebarea mea este, care să fie? Observați, când ai război cu tine însuți, când din lăuntrul tău se frământă lucrurile, e foarte greu, nu prea poți fugi de tine. Și textul spune să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Dar pe lângă luptele dinăuntru, care au pornit odată cu întoarcerea lor la Domnul Iisus, au pornit luptele de afară. Capitolul 4, versetul 1. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. De aceea le-a spus ce le-a spus mai înainte. Pentru că în vremea care mai rămâne de trăit în trup să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri, în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu mai alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. E una să te lupți cu tine însuți, dar să începi să te lupți și cu cei de afară, cu soția ta, cu soțul tău, cu familia ta, cu prietenul tău, cu colegii tăi de servici. Să nu poți să intri într-o comunitate fără să vezi privirile batjocoritoare sau dacă sunt mai limbuți între ei care să-ți arunce invective de un fel sau altul. De aceea se miră ei. Păi de ce se miră ei, dragii mei? Când cineva se întoarce la Hristos, dintr-o dată, devine un acuzator al celor din jur. Simpla mea prezență, simplul fapt că nu fur, că nu mint, că nu curvesc, simplul fapt că nu mă duc cu ei la același potop de desfrâu, ei se simt vinovați în conștiința lor. Și din pricina asta, ca să-și lingă rănile într-un fel, încep batjocura la adresa mea și pornește lupta de afară împotriva noastră. Dacă aș trece prin text, vă batjocoresc, vă vorbesc de rău, bârfesc purtarea voastră bună în Hristos, că dacă ar bârfi-o pe cearea, n-aș fi foarte supărat, dar bârfesc purtarea voastră bună în Hristos,
sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos. Sunteți întristați și suferiți pe nedrept. Suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine. Aveți de suferit pentru neprihănire, pentru dreptate, nu pentru păcat și nelegiuire. Dragii mei, cum să nu te doare lucrurile acestea? Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, le spune în versetul 14 din capitolul 3, ferice de voi, n-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați, ci sfințiți în inima voastră pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână rușinați tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. De ce este scrisă scrisoarea aceasta? Cui se adresează? Dragii mei, și lor, dar și mie și ție. Nimic nu s-a schimbat în 2000 de ani. În momentul în care vii la Hristos, indiferent că ești în Pont, Galatia, Capadocia, Asia, Bitinia, în Cluj sau aiurea, indiferent unde ai trăi, se declanșează această luptă lăuntrică a sfințirii și acest război din partea celor de afară. Și scrisoarea vine să-ți vorbească, preiubiților. Indiferent cine ai fi, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Știu că Solomon este în stânga mea și mă ascultă și știind ce se întâmplă la el acasă și la ei în biserică, în Pakistan, se adaugă alte dimensiuni incredibile. Trebuie să deschid Evrei, capitolul 10, versetul 32. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferință. Ați fost pus ca o priveliște în mijlocul batjocurilor și ocărilor. Vi s-au răpit averile, a fost aruncat în temniță. Și câți, dragii mei, din frații noștri nu plătesc cu viața faptul că s-au alipit de Domnul Iisus Hristos. Nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat. Care a venit peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Nu e așa că toți suntem dispuși să suferim pentru lucrurile în care credem. Lucrurile care au valoare pentru noi, lucrurile la care nu putem ajunge altfel decât prin suferință. Toți suntem dispuși să suferim pentru lucrurile care credem. Dar atunci când credința începe să se clatine, când lucrul acela nu mai are valoare pentru tine, ești un nebun să mai suferi pentru el. Vei găsi toate posibilitățile să eviți suferința. Dacă este o suferință lăuntrică, pentru că vine din războiul cu poftele tale, vei zice, n-a dă-o încolo, ci îți vei da drumul limbii și îți vei da drumul patimilor și poftelor și te vei întoarce în troaca de porci din care te-a scos Hristos. Dacă e vorba de cei de afară, pentru că nu mai mergi cu el la același potop de desfrâu, doar nu e foarte complicat să te duci cu ei, să te lași târât de val, măturat înapoi în gunoaiele lumii acesteia. Dacă nu crezi cu adevărat în ceva, nu vei putea rămâne în picioare în mijlocul suferinței. Oare de ce, a spus Domnul Iisus, și viața veșnică este aceasta? Observați ceea ce urmează, n-are nimic a face nici cu darurile Duhului Sfânt, n-are nimic a face nici cu lucrările extraordinare pe care Hristos le-a făcut în viața mea, n-are nimic a face nici cu beneficiile de a fi născut într-o familie creștină și de a crește într-o familie care are coloană verde, nimic a face cu noi. Totul are de a face cu El. Una din metehnele noastre, dragii mei, ca și oameni iubitori de Scriptură și de Hristos, este că până și la poalele crucii Lui suntem preocupați de noi înșine, nu de El. O, dacă nu ești preocupat de El, n-ajungi să-L cunoști pe El. N-ajungi să-L cunoști pe El, n-o să-L iubești pe El. Și dacă nu-L iubești pe El, îl vei vinde pentru 30 de arginți. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singur Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Dragii mei, cartea aceasta colindă întreaga existență.
se întoarce înapoi în preexistența lui Hristos, parcurge cu el istoria lui, coboară până în închisoarea duhurilor împreună cu Hristos. Cu alte cuvinte, Petru încearcă să demonstreze că fără el n-ai nimica. Nimic nu se poate asemăna cu el. Nimic nu se poate asemăna cu el. Asta era situația destinatarilor. Care să fie scopul autorului? Capitolul 5, versetul 12. V-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, și ascultați, vă rog, afirmația lui Petru. Toată scrierea lui se aliniază la atingerea acestui scop. V-am scris aceste puține rânduri ca să vă sfătuiesc, să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Dacă destinatarii n-ar fi în cumpănă între două haruri, sau două feluri de haruri, afirmația de scop n-ar avea absolut niciun rost. V-am scris aceste puține lucruri ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc, să vă dovedesc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Harul de care v-ați alipit. Dragii mei, există un har pentru evrei, un har uriaș. De pildă, din toți oamenii de pe pământ, să-l chem afară pe Avram, pe unul singur. Avram, ești din țara ta, din casa tatălui tău, vin în țara care ți-o voi arăta, te voi binecuvânta, te voi face un neam mare, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, voi blestema pe cei ce te vor blestema. Wow! Un singur om căruia Dumnezeu să-i facă astfel de promisiuni, nu este har? Dar nu numai atât. Avrame, tot ce ți-am dat ție, promit seminței tale. Ajuns în Egipt, după 400 de ani de robie, Dumnezeu cu mână tare îi scoate din Egipt, în fața unui faraon învins. Nu este har? Dragii mei, ajuns la Sinai, Dumnezeu spune, v-am ales pe voi, sămânța lui Avram, să intru cu voi în legământ. Veți fi ai mei dintre toate popoarele, tot pământul este al meu, nu este har? Dumnezeu în Levitic le dă sistemul jertfelor. Niciun alt popor nu a avut ce aveau ei, pentru că aveau în spate pe adevăratul Dumnezeu. Aveau și ei temple și preoți și jertfe, dar aici exista un Dumnezeu care gira pentru toate aceste lucruri. Dacă se întâmpla să păcătuie, să rup legământul, mă întorceam la altar cu jertfa și plecam acasă eliberat și iertat, slăvit să fie Domnul. Este incredibil harul acesta. Dar imaginați-vă să faci parte dintr-un popor pe care Dumnezeu l-a ales și l-a pus în centrul planurilor lui. Nimic să nu se poate întâmpla fără ei. Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, patriarhii, și ei sunt vasul acela pentru o întrebuițare de cinste să-L aducă pe Hristos pe scena istoriei. Nu este har? Imaginați-vă harul de a avea pe Dumnezeu alături de tine, nu doar în pustie ca stâlp de nor și stâlp de foc, ci l-avea ca și călăuză în fiecare zi prin legea lui. Imaginați-vă harul de a fi pedepsit ca fiu, nu ca rob, cu măsura. Și adus înapoi, citiți rugăciunea lui Ezra, rușinat în fața adevărului acestuia, în fața acestui har. Dragii mei, tot acest har, indiferent câte am rostit despre el, este o simplă prefigurare a adevăratului har în Hristos Iisus. V-am scris aceste puține lucruri, aceste puține rânduri, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. După care el își încheie epistola astfel. Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate, tot așa și Marcu, fiul meu. Ce rost să aibă, după versetul precedent, versetul acesta? Teologii spun versi uscate despre Babilon. Unii că e Babilonul Babilon, alții că e Babilonul Roma. Dragii mei, în lumina Scripturii și Apocalipsei, cred că este vorba de Ierusalim, de harul acesta cu care erau practic în cumpănă să ne întoarcem sau să ne întoarcem la harul acesta, la Ierusalim, la templu, la preoți, la jertfe, la sărbători. Petru vine și le spune, în comparație cu ce aveți voi, tot ce a rămas este Babilonul. Babilonul. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare de dragoste. Pacea să fie cu voi toți care
sunteți în Hristos Iisus. Amin. O încercare de foc. O încercare de foc pornită din lăuntru și de afară. Un scop foarte clar. Nu renunțați la harul care l-aveți. Ăsta e adevăratul har. Restul, dragii mei, este abrogat și inutil, le spune autorul. Dar, practic, ce conține această scrisoare? Nu uitați, eu țin predica doar să vă motivez să citiți scrisoarea peste săptămână. Să o citiți cu foarte mare atenție. Este pentru noi. Duhul lui Dumnezeu îți poate vorbi ție personal. Dar mai întâi aș face câteva observații legate de structura ei. Dacă aș lua o carte paralelă scrisă de un alt autor, de Pavel, de pildă cum este Efesenul, adevărat pentru aproape toate scrierile lui Pavel, el mai întâi îți spune un bloc teologic în minte, după care te cheamă la o aplicație. Cu alte cuvinte, mai întâi lucrează la gândirea ta, după care începe să lucreze la viața ta. Petru nu are luxul acesta. Încercarea era de foc și nu poate să stea să le spună trei capitole despre adevăruri incredibile, după care se cheme la aplicație. Petru vine și împletește aceste lucruri. Practic, doctrina este împletită cu practica, adevărul, învățătura este împletită cu trăirea vieții creștine. Cartea este plină de imperative, plină de imperative, dar spuse în contextul unor adevăruri uriașe, dragii mei. Nu știu dacă găsiți vreo altă carte care să adune atâtea doctrine, învățături majore în ea, cum este cartea 1 Petru, toate înfășurate în jurul Domnului Iisus Hristos. Petru e foarte atent cum folosește cuvântul Iisus și Hristos, pentru că asta era miza în mintea destinatarilor. Primul lucru pe care îl vom trata duminica viitoare este că am fost aleși prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Este o mare diferență între a fi ales la sfințire și prin sfințire. În primul caz ești mai întâi ales, apoi sfințit. În al doilea caz ești mai întâi sfințit și apoi ales. Mulți chemați, puțin aleși. Cu alte cuvinte, dragii mei, alegerea se face la sfârșitul drumului, nu la începutul drumului. Și lucrul acesta schimbă cu totul perspectiva asupra vieții creștine și asupra trăirii ei. Imediat după aceea, el vorbește despre mântuire, mântuirea sufletului, care nu ți se oferă când ai ridicat două degete și ai intrat în apa botezului, ci când ai terminat alergarea, când ai rămas credincios până la moarte, abia atunci vei primi cununa vieții. Apoi vorbește despre ce se întâmplă între cele două puncte. Dacă aici în baptistier aș putea să zic că începutul vieții creștine, cu alte cuvinte, nașterea mea din nou, mântuirea sufletului este acolo când ies pe ușă și intru în realitatea lui Dumnezeu, împărăției lui Dumnezeu. Dar ce mă fac de aici și până acolo? Pentru că toată lupta spirituală, toate încercările de foc prin care trecem sunt aici în viața asta creștină. Dimineața am vorbit cu Nora. Și am stat și te-am rugat împreună înainte să-mi termin și o predica, să fug încoace și ea se culce. Și când o întrebam, cum ești? Zice, ale noastre sunt absolut. Nici nu merită să le băgăm în seamă. Dragii mei, dimineața asta, sau în seara aceea, că pentru ei sâmbătă seara, au aflat că unul din băieții lui Rick Warren s-a sinucis. Un om care de când se știe predică cuvântul lui Dumnezeu, în biserica lui au fost copiii mei, imaginați-vă durerea, nevasta, cancer. De ce s-a stea? Abar n-am. Dar Petru vine și spune, pe tot drumul acesta, noi suntem sfințiți. Sfințiți prin încercări de foc și vom vedea la sfârșit care e rostul lor. Dar după ce a vorbit despre alegere și mântuire și sfințire prin suferință, El ne cheamă la slujire. Dragii mei, Dumnezeu nu ne-a lăsat în viața aceasta. Putea să ne acape tâlharul de pe cruce în momentul în care l-am declarat pe El ca Domn să ne ducă acasă. Ci ne lasă aici pentru că are nevoie de noi, de mâinile, de picioarele noastre. Suntem chemați la slujire. Și ca să nu obosim, Domnul Iisus este modelul slujirii noastre înaintea Lui și privind la El, Petru vorbește despre slujirea soției, slujirea soțului, slujirea bisericii. Și slujirea bisericii este legată tocmai de mântuirea noastră prin botez. Prin botez intrăm în trupul lui Hristos ca să veghem unii asupra altora. Așa cum veți vedea, spunea Tavi, venind oameni în biserica noastră într-un fel sau altul, dragii mei, venim aici nu doar ca să
ne bucurăm, ci venim aici să dăm din ce ne-a dat Dumnezeu. Dar Petru își încheie epistola ridicându-ne ochii spre judecata dreaptă a lui Dumnezeu și își cheamă prezbiterii, și el se socotește un prezbiter ca și ei, la slujire cu lepădare de sine. Fără să aștepți nimic în schimb, așteaptă răsplata de la marele păstor care te-a pus în slujbă. Lasă-mi voie să închei cu un ultim lucru. Am vorbit despre situația destinatarilor, am vorbit despre scopul autorului, am vorbit despre conținutul scrisorii sau mesajului lui, dar aș vrea să privesc un pic inima de păstor. Mă întorc înapoi la Petru. Nu uitați, Petru, cel care, Doamne, dacă toți ăștia s-ar lepăda, eu nu, eu merg la moarte cu tine. La cel care în fața unei slujnice l-a vândut pe învățătorul lui, dar și la cel care în zorii zilei, cu corabia pustie, împreună cu ucenicii, aude vocea învățătorului de pe mal și Ioan spune, este Domnul! Se încinge, se aruncă în apă cu povoara imensă a lepădării în suflet și noaptea la mare nu mai are timp să aștepte corabia, să treagă mraja cu preștile, cu peștii. Ajunge la mal și are o discuție cu Domnul Iisus. Mă iubești tu, Petre, mai mult decât toți aceștia? Uitați-vă la lacrimile lui când le înghită și zice, Doamne, Tu toate le știi. Știi că Te iubesc. Dar de fiecare dată Dumnezeu îi dă o slujbă, paște, păstorește oițele, mielușei, oițele, oile mele. Și asta face Petru. Dragii mei, un om apucat de Hristos, schimbat de Hristos, în ciuda caracterului tumultuos, a temperamentului coleric, un om care face orice să împlinească porunca pe care Hristos i-a dat-o. Când veți citi epistola în săptămâna asta, nădăjduiesc să o faceți cu creionul și hârtia în mână. Faceți-vă timp, se merită, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Veți vedea dorința lui Petru de a mă face să ascult de poruncile pe care mi le dă. Dragii mei, cred că este tiparul profetic pe care îl găsesc. Când profetul venea pe scenă și chema poporul înapoi la pocăință, el avea într-o desagă binecuvântări și în partea cealaltă blesteme. Și exact așa face Petru. Mai întâi vine cu binecuvântarea sau cu adevăruri imense teologice. Deoarece aceste lucruri sunt adevărate și vine cu de aceea, vine cu porunca, dar nu se lasă, ci aduce și partea cealaltă ca să te prindă într-un fel în clește. Să te oblige să deschizi urechile la porunca pe care ți-o dă. Nu uitați, scopul lui este unul singur. Adevăratul har este harul acesta de care v-ați alipit în Iisus Hristos. Și acum să exemplific un singur text, capitolul 1, versetul 10. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor lor stăruitoare. Dacă te-ai fi întors la Moise, te-ai fi întors la prorocii Vechiului Testament. Ce le spune Petru? Dragii mei, toți oamenii ăștia însuflați de Dumnezeu, care ne-au lăsat scrierile sfinte, în timp ce Dumnezeu îi însufla și le deschidea ochii să vadă realitățile de dincolo, ei au văzut acolo ceva care a început să incite, să pună întrebări, să caute. Nu știau exact ce sunt lucrurile acelea. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei când vestea mai dinainte patimile, observați, crucea lui Hristos în centrul planului lui Dumnezeu, patimile lui Hristos, dar și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt, trimis din cer, și în care chiar și îngerii doresc să privească. Acum imaginați-vă, să este planul lui Dumnezeu și buluc peste planul lui Dumnezeu să fie toți prorocii și peste ei să vină îngerii lui Dumnezeu să caute un lucru esențial. Toate celelalte sunt marginale. Și Petru le spune, ăsta este harul de care v-ați alipit voi. Harul de care v-ați alipit voi.
Și acum vine porunca. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji, puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați stârâți în poftele pe care le aveați altă dată când erați în neștiință, și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Asta e porunca, dar Petru nu se oprește. Acum vine cu partea cealaltă din desagă, căci este scris, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos. Mielul fără cusur și fără prihană, el a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul viacurilor, vremurilor, pentru voi, care prin el sunteți credincioși în Dumnezeu, care l-a înviat din morți, i-a dat slavă pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Nu e așa că toți suferim cu răbdare pentru lucrurile în care credem? Aș putea veni cu o mulțime de exemple. Toți suferim cu răbdare pentru lucrurile în care credem. Câți dintre voi credeți că e mai bine să ai un dinte sănătos decât un dinte cangrenat? O stupidă întrebare. Este cineva dintre voi care, ferească Dumnezeu, să treacă pe la dentist? V-au scos vreodată nervul dintr-o masea? Da? I-am avut parte de astea? De ce suferi pentru aceste lucruri? Cineva ți-a spus că se merită suferi pentru asta. Dar gândiți-vă la multe altele de fiecare zi. Dar întrebarea mea rămâne, oare știi ce crezi sau în cine crezi? Și încheia cu un ultim text din capitolul 1, începând cu versetul 3 la 9. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea, gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, în mântuirea asta, gata să fie descoperită în vremurile de apoi, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felul de încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit, ca țintă a credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Dragii mei, viața veșnică este aceasta: să-L cunoști pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos. Să stai să te uiți la El, cine este El, ce a făcut El, nu cine ești tu și ce ți-a făcut ție. Asta este meteahna noastră. Prea preocupați de noi înșine, prea idolatri în inima noastră, ce putem ciupi, ce putem câștiga de la Dumnezeu, cine este El și ce a făcut El. Ce n-aș avea dacă n-ar fi murit? Despre asta vorbim în duminica aceasta și în toate întâlnirile noastre la cina Domnului. Dar aș vrea să anticipez Paștele. Ce n-am avea dacă n-ar fi înviat? Cu alte cuvinte, cât se merită să suferi pentru El? N-am avea naștere din nou, n-am avea pace cu Dumnezeu, n-am avea intrare în prezența unui Dumnezeu sfânt, deși chipul Lui din noi, așa sfărmat cum e, ne cheamă acasă. N-am avea un avocat care să pledeze în ceruri, în fața completului de judecată, iertarea mea, ori de câte ori vin să-mi cer iertare. N-am avea un mare preot care să mijlocească pururia pentru noi și să desăvârșească mântuirea mea, să umble cu mine pas cu pas pe drumul acesta al mântuirii.
N-am avea dovada dumnezeirii Domnului Iisus Hristos. N-am avea judecător, judecată și o dreaptă răsplătire. N-am avea Domn și Hristos în locurile cerești. N-am avea nădejdea revenirii Lui. N-am avea nădejdea învierii noastre. Dacă Hristos n-a înviat, nici morții nu înviază. N-am avea mire ceresc și nuntă. N-am avea domnie împreună cu Hristos. Apocalipsa 3:21 ar fi o poveste pentru adormit copiii. Celui ce va birui voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Dar până atunci, nu l-am avea pe Duhul Sfânt locuind în templul ființei noastre și între noi, care să realizeze, să împlinească toate aceste lucruri spre slava Tatălui și a Fiului. Oare se merită să suferi pentru El? Ce-ar fi să începem cum am început? Îngânați după Enos cântarea. Aleg pe Iisus. Aleg pe Iisus. Dragii mei, lumea îți oferă multe lucruri. Dar dacă ți-s mai dragi lucrurile lumii acesteia, Hristos se uită în ochii tăi și spune ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul. Ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Dragii mei, Domnul Iisus este sufletul nostru. Fără El, viața n-are sens. Fără El, viața n-are sens. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than men's applause. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to His holy name than to be the King of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. He's fair than lilies of rarest bloom. He's sweeter than honey from out the comb. He's all that my hungering spirit needs. I'd rather have Jesus and let Him be than to be the king of a vast domain
Join together and sing it in Romanian, the chorus. This world affords today.